Bine v-am regăsit la rugăciune pentru lumea musulmană. Continuăm această serie de 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Suntem în a 10-a zi, în data de 22 aprilie, și împreună cu Narcis Vlașin, astăzi mergem într-o zonă mai puțin cunoscută, în Bangladesh. Narcis, am văzut că aici sunt mulți musulmani. Da, Bangladeshul este o populație numeroasă, așa cum este și Pakistanul, pentru care ne-am rugat ieri. Orașul Dhaka, la care astăzi ne aplicăm în rugăciune, pentru care astăzi ne aplicăm în rugăciune, este un oraș cu aproape 20 de milioane de locuitori, un oraș care crește în populație mai mult decât este capacitatea de infrastructură a acestui oraș. Și populația este foarte conservatoare în ce privește credința. Aveți foarte multe femei pe stradă cu burca, adică întregul echipament acoperită fața. Dar sunt, având în vedere că e o populație mare, sunt și zone în care poți să fii anonim. Și mai ales studenții, dar și alte populații în alte cartiere, în anumite cartiere, pot să fie anonimi necunoscându-se unii pe alții și nu mai țin așa de mult la tradițiile părinților sau a bunicilor sau obiceiurile cu care s-au născut. Bangladeshul este o zonă grea de misiune pentru creștini, pentru că odată ce te duci la biserică sau odată ce te-ai creștinat, ești foarte persecutat de către populația majoritară. De aceea, creștinii în ultimii 30 de ani relativ au început un curent de gândire prin care încearcă să vorbească musulmanilor despre Hristos, oferindu-le posibilitatea să rămână în cadrul islamului. De aceea se și numesc Insider Movement, o mișcare a creștinilor prin care nu îi identifici pe față pe acești noi credincioși în Hristos ca fiind creștini, ci îi las să se numească cum doresc ei, chiar să meargă la moschei, dar să creadă în Hristos, să citească Sfânta Scriptură, Injilul, adică Noul Testament, și să-și trăiască viața în cadrul familiilor extinse, fără a fi ostracizați, fără a fi separați de familie. Există diferite cifre, una care spune că aproape 1 milion de creștini care sunt în Bangladesh sunt în această mișcare de insider movement, da? De creștini în interiorul islamului. Cunosc conducători de moschei care sunt creștini și care vorbesc, da, în gândire și în practică, care predică vinerea din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, care botează oameni, care, am putea spune, este creștinismul la locul lui, doar că nu sunt în cadrul religiei creștine. Aici trebuie amintit că e cu două tăișuri. Creștinii nu-i consideră pe aceștia ca fiind, în marea lor majoritate, dar nu-i consideră ca fiind creștini. Musulmanii se uită ciudat la ei, deci ei nu sunt nici în stânga, nici în dreapta. Mai mult decât atât este pericolul sincretismului, pentru că sigur că este moschee și ei vorbesc despre Hristos, dar continuă să aibă aplicările obișnuite islamice. Și s-au făcut studii în această privință și unii au ajuns la concluzia că undeva 65-70% pot fi considerați creștini, în sensul că au reținut undeva 30, poate până la 40% din practicile islamice cunoscute, da? Urmează calendarul religios islamic și așa mai departe. Dar e bine de ținut cont de acești oameni care îl cunosc pe Hristos și nu sunt opriți de cultură și de societate să-L mărturisească pe Hristos prin faptul că nu au un nume special care să le ofere posibilitatea celorlalți ca să îi critique sau îi ostracizeze.
Sigur, domnul Iisus... Un fel de Hristos cu haine musulmane, cum așa, în interior Hristos, în afară... Da, poți să socotești și așa, și așa. Eu cred că Evanghelia trebuie să fie fără opreliști și dacă sunt lucruri care ne opresc, trebuie să încercăm să dăm la o parte barierele. În același timp, cred că mai devreme sau mai târziu, creștinii credincioși în Hristos vor fi persecutați. Și pentru că așa ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Deci, poate inițial ajută și cu siguranță a ajutat și ajută, dar poate cu timpul vor ajunge la același nivel de persecuție ca și când s-ar fi denumit din prima ca și creștini. Haideți să ne rugăm și vă invităm să vă rugați împreună cu noi pentru creștinii și pentru musulmanii din Bangladesh. Tatăl nostru, astăzi avem ocazia să ne rugăm pentru acest oraș Dhaka din Bangladesh, 20 de milioane de oameni, între care sunt puțini care te cunosc pe tine. Și acești puțini sunt poate în interiorul islamului, urmând calendarul, tradițiile, obiceiurile islamice. Dar unii dintre ei te cunosc pe tine ca Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul lor. Te rugăm ca mai mulți să o facă. Te rugăm pentru mărturisitori adevărați ai tăi, care să fie în stare să le spună despre jertfa ta, despre oferta ta, despre iubirea ta și să fie atrași la persoana Domnului Iisus Hristos, singurul care poate oferi viața veșnică. Așa că ne rugăm și insistăm ca și Bangladeshul și Pakistanul și aceste centre urbane să devină oaze din care Evanghelia să plece în toată această zonă a Asiei de Sud-Est. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Amin. Continuăm să ne rugăm și mâine pentru lumea musulmană. Vă așteptăm și pe voi împreună cu noi.